Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. Astăzi, cum bine puteți observa, filmez la găini. Am dat o fugă spontană în sat. Ia uitați aici un cocoș, al doilea acolo, cel de bază. Ia uitați aici cocoșelul bărbos. Asta se pune la călcat. Ia uitați-l. Deja are creasta bine formată și bănuții. Îi are destul de mari, foarte roșii. Mi-a spus bunica mea că dă și el să cânte și acesta. Vedeți, are coada dreaptă. Deci se face un cocoșel foarte frumos. Aici cocoșul de Brahma le cheamă. Am strâns până acum, am în total, să mă gândesc, am 10 ouă, am mai stricat din ele, dar acum îmi pun 2 cloști, ori astăzi, marți, ori sâmbătă. De la aceea albă am 10 ouă, de la cea porțelan a început să facă ouă, am 6 și de la cealaltă, de la celălalt metis, tot 6 am. Acolo cocoșei. Hai să vi filmez. Uitați, sunt foarte răi. Deci vă arăt imediat unde fac ouă. Metisul face la acolo. Este o toaletă părăsită acolo și acolo face. Uitați acolo bărbosul. Are și barba foarte mare. Ați venit pisica. Ăsta sare pe mine și celălalt. Uitați, vrea cel roșu să o calce. Sper că a călcat-o. Să scot ceva. Bărboși, ce m-a speriat de ăștia. Păi, nebunule. Ce mă ciupești? Ia uitați-l. Cât este el de înfoiat. Și ăsta. Ia uitați. Și cocoșul de Brahma cântă. În sfârșit l-am prins pe filmare. Ce tot vreți, mă? Pare bine că au început toate găinișile oatul. Și îmi pare bine că și el începe să calce și să cânte. Aici au ouă, cea de porțelan. Ia uitați o găinușă aici. Și aici cealaltă, al bobat. Uitați. Da, și cam atât a fost și cu acest vlog. Eu am fost Alex și ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa!